În această seară o să vorbim despre importanța slujirii în echipă. Ați primit acolo fiecare dintre dumneavoastră și titlul acolo de pe acel folder este cum să-ți formezi o echipă de slujitori. Da? Aș vrea să vedem cât de important este să lucrăm în echipă, cât de important este să facem această lucrare nu de unul singur, ci lucrând împreună. Ce este o echipă, de fapt? Am găsit câteva definiții peste care aș vrea să trec mai rapid. Sunt oameni celebri, oameni care au dat definiții echipei și care au înțeles că munca în echipă este extraordinară. America a ajuns unde a ajuns pentru că oamenii au știut să lucreze împreună. Și vom vedea pe parcursul materialului și unele definiții pe care oameni care locuiesc acolo au înțeles lucrul acesta. Cel mai mare dezastru într-o biserică este atunci când oamenii nu mai lucrează în parteneriat, când nu mai lucrează împreună. Și ca să folosim cuvântul biblic, nu mai lucrează în unitate. Pentru că echipă înseamnă, de fapt, unitate. Și la asta ne cheamă Domnul. Uitați ce spune acest om. Un grup de oameni care lucrează împreună pentru a îndeplini sau îndeplinirea unui scop comun. Da? Nu scopuri comune. Iisus Hristos a avut o echipă de colaboratori. Da? Sau o echipă de oameni cu care a lucrat împreună. Au fost 12 ucenici. El a încurajat munca împreună sau în echipă prin exemplu personal. Și lucrul acesta îl vedem în Luca, la capitolul 10, versetul 1, unde ni se spune că Iisus Hristos și-a ales 12 ucenici. De asemenea, exemple biblice mai avem chiar și în Vechiul Testament. Este vorba de Moise, atunci când se întâlnește cu socrul lui, cu Ietro, și văzându-l într-o zi de muncă istovitoare, zice, dacă tu continui munca asta de unul singur, o să te istovești, o să te distrugi. Ia-ți niște oameni cu care să lucrezi în echipă. Și știți foarte bine rețeta pe care Ietro i-a dat-o lui Moise. De asemenea, în 1 Cronici 12, vedem David și slujitorii lui. David trebuia să fugă de Saul, și și-a ales o echipă de colaboratori. Însă echipa lui de slujitori sau de oameni cu care lucra în unitate nu era o echipă de oameni cu un caracter moral foarte înalt. Ci dacă veți citi în Biblie, au fost oameni care chiar au avut probleme de caracter. Însă în timp, David i-a format și pe parcurs au devenit chiar oameni de caracter și oameni puternici. Iată câteva citate celebre. De exemplu, Albert Einstein spunea: de multe ori pe zi realizez cât de mult este viața mea exterioară și interioară construită pe munca altor oameni, atât vii cât și morți, și cât de mult trebuie să mă străduiesc să dau înapoi cât am primit. Cred că este o definiție foarte frumoasă, pentru că noi suntem rodul altora. Vrem sau nu vrem, suntem în biserică pentru că suntem rodul părinților noștri, a liderilor din biserică care au fost cândva, au făcut munca cum au putut ei, a profesorilor de la școală, unii sunt morți, alții sunt vii, dar suntem un rod al muncii altora. Și slavă Domnului că așa cum au știut ei, cum au putut ei, au ales să lucreze în echipă. Mai mulți, mai puțin, funcție de circumstanțe, de biserică, de situații, dar suntem un rod al lor. Vrem să recunoaștem sau nu, asta suntem. Iată de asemenea un alt economist, Lester Throw, spune așa: nu există nimic în istorie, cultură sau tradiția americană în antiteză cu munca în echipă. Echipele au fost importante în istoria Americii, convoaie de căruți au cucerit vestul, bărbați care au lucrat împreună la linii de ansamblare a industriei americane au cucerit lumea. O strategie națională reușită și mult lucru în echipă a adus America pentru prima dată pe lună. Mitologia americană însă îl ridică în slăv doar pe individ. În America există galerii de celebrități pentru aproape fiecare activitate posibilă, dar nicăieri nu ridică americane monumente în cinstea muncii făcute în echipă. De asemenea, în cartea sa, The Finishing Touch, ultimul retuș, scrie: nimeni nu este o întreagă echipă. Avem nevoie unii de alții. Ai nevoie de cineva și cineva are nevoie de tine. Nu suntem insule izolate.
Pentru a face ca acest lucru numit viața să funcționeze, trebuie să învățăm și să sprijinim, să ne relaționăm și să răspundem, să dăm și să primim, să mărturisim și să iertăm, să întindem mâna și să ne îmbrățișăm și să ne încredem. Din moment ce niciunul dintre noi nu este un întreg, independent, suficient sieși, super capabil, atotputernic, să încetăm să ne mai comportăm ca și cum ar fi așa. Viața e suficient de însingurată și fără să mai jucăm acest rol naiv. Jocul s-a sfârșit, haideți să stabilim legături. Pentru persoana care încearcă să facă totul de una singură, jocul s-a sfârșit într-adevăr. Dacă vrei să faci o lucrare mai mare, trebuie să intri în legătură cu alții. Un singur om este prea puțin pentru a atinge măreția. Ai nevoie de aproapele tău, fie pentru a-l ajuta, fie pentru a te ajuta. Și acum haideți să ne punem o întrebare. Pentru că, de fapt, despre asta vorbim. Vreau să vă întreb, aveți frați cu care colaborați în biserică? Aveți colaboratori? Gândește-te la numărul lor și dacă nu-i ai, începând din această seară, fie că ești aici, fie că ești online, gândește-te să-ți găsești o echipă de oameni cu care să fii în unitate. Ai nevoie de acești oameni. Cât de calitativi sunt? Se spunea aici, nu știu, fratele Grigore, parcă Todoran spunea, că e important prietenii care ai. Acești colaboratori, cât de calitativi sunt? Îți dai seama de calitatea și valoarea unui lider după numărul și calitatea de colaboratori care îl înconjoară. După asta îți dai seama cât este de calitativ acel lider. O altă întrebare care să ți-o pui, te bazezi pe ei? Ai curajul dacă ai căzut, dacă ai eșuat, dacă ți s-a întâmplat, știu eu, un lucru de care ți este rușine? Ai curaj să-l împărtășești cu ei? Ai încredere că ei nu te vor spune nimănui sau ești îndoielnic? Mai exact, ai cui te mărturisi? Dacă îi spui, ești sigur că te poți baza pe ei? Poți să le încredințezi anumite proiecte? Ești sigur că vor fi consecvenți, că le vor duce la îndeplinire? Sau nu ești sigur? Care sunt scopurile care le ai cu ei? Care sunt scopurile? Sunt scopuri egoiste sau scopuri altruiste? Adică vrei să folosești acest grup de oameni pentru a-ți atinge tu un scop personal? Vrei să ajungi ceva, să ai o poziție în biserică? Sau nu numai în biserică, în forurile mai înalte. Care este scopul pentru care tu ai acești colaboratori? Ce vrei să faci cu ei? Și acum haideți să vorbim puțin despre valoarea muncii în echipă. Cât de important este să lucrezi în unitate? Cât de important este să ai un grup de oameni cu care să poți să colaborezi? Înaintea unui om mare se află întotdeauna mai mulți oameni mari, spune un proverb chinez. Și asta este foarte adevărat. Dacă un păstor a ajuns în ghilimele celebru și merge bine, nu este doar datorită lui, ci este datorită și celor de lângă el care lucrează împreună cu el, așa cum am spus la început, la același scop comun, da? Nu la scopuri diferite. Munca în echipă este esențială, Victorie și Lyndon Johnson spunea. Nu există problemă pe care să nu le putem rezolva împreună și sunt foarte puține cele pe care le putem rezolva singuri. Și cred că avea mare dreptate. Apostolul Pavel subliniază în epistola sa către romani importanța muncii în echipă. Din Romani capitolul 16, de la 1 la 27, dacă vom citi acest capitol, vom vedea cât de important este munca în unitate. Observați acolo, citind în Romani capitolul 16, el transmite salutări, începând de la cei din familie care l-au ajutat, familiștii, și apoi continuând cu prietenii care fie sunt tineri, fie sunt căsătoriți sau necăsătoriți, fie sunt bătrâni, citiți-i, vă rog, acolo. Observăm aici că liderul este cel care dă valoare echipei. Și apoi vom vedea imediat cum echipa dă valoare liderilor. Iată câteva lucruri de care trebuie să ținem cont. Când liderul dă valoare echipei? Când? În primul rând, liderul dă valoare echipei atunci când cunoaște colaboratorii. Roman 16, 1 la 23,
Așa cum vă spuneam, citiți acolo și veți vedea cum Apostolul Pavel îi știe pe fiecare pe nume și știe și calitățile fiecăruia. Apoi, când apreciază colaboratorii, știți ce mult contează să apreciezi pe un diacon, un prezbiter, un lider de tineret care l-ai? Știi ce mult contează să-l apreciezi? Contează foarte mult să-i spui un cuvânt bun. Romani 16, de la 1 la 16, Apostolul Pavel, citind acest capitol, veți vedea că foarte mult îi laudă. Nu știu de ce în bisericile noastre ne este frică să îi lăudăm sau să-i apreciem pe oameni. Mergem cu ideea nu cumva să se mândrească, dar de bârfit n-avem probleme. Dar de ce să-ți fie greu să spui un lucru bun? De ce să-ți fie greu să apreciezi un om pentru munca care o face? Biblia spune, dați cinste cui merită cinste. Apoi, avertizează colaboratorii. Roman 16, 17 la 18, Apostolul Pavel îi avertizează în momentele în care aceștia ar fi să se depărteze de calea adevărului. Cu toate că îi sunt prieteni, cu toate că sunt colaboratori, cu toate că l-au primit în casă și i-au dat mâncare, dar el este, Pavel, incoruptibil. Un lider trebuie să fie incoruptibil. Nu contează cât îți dă colaboratorul sau colaboratorii cu care lucrezi în echipă. Nu contează ce îți dau. Tu trebuie să fii un om vertical, ca și lider principal. Să fii incoruptibil. Și atunci când ei greșesc, să ai puterea să le spui ai greșit și ei să simtă că o spui din dragoste. Nu o spui ca să-i distrugi. Nu o spui ca, eu știu, o umbră de invidie sau de răutate sau, știu, de cinism care îl ai. Încurajează colaboratorii. Contează foarte mult să-i încurajezi. Nu totdeauna vor face lucruri perfecte. Noi nu suntem perfecți. Nici eu nu fac lucruri perfecte. Pot să am nu știu câte experiență, cu toate că n-am foarte multă experiență, însă greșesc foarte mult și eu. Îmi dau seama că am greșit după ce am făcut greșeala, că dacă aș ști că e greșeală înainte de a greși, n-aș mai greși. Însă trebuie să avem puterea să ne încurajăm colaboratorii, oamenii cu care lucrăm în echipă. Vor face data viitoare mai bine. N-a făcut liderul de tineret cel mai bine sau ți-ai pus ochii tu ca lider de tineret pe unul viitor lider de tineret și vrei să-l pui să facă o lucrare. Poate nu va conduce slujba de tineret cel mai bine de prima dată, dar până la urma 5-a oră, 6-a oră, tot o va face foarte bine și te vei bucura de el. De asemenea, susțineți colaboratorii. Roman 16, 21 la 27. Deși erau alte voci împotriva acestor oameni, prieteni al lui Pavel, care încercau să le discrediteze reputația prietenilor. Însă Pavel îi apără, îi susține, spune, nu-i adevărat, îi cunosc personal. Știi ce mult contează să susții un om? Un om îl poți susține cu o vorbă, poți să-l susții cu un gest. Poți să-l susții cu o mimică a feței. Contează foarte mult. Contează cum te uiți la oameni. Contează ce le spui oamenilor. Cum le spui oamenilor și atunci când au greșit. Și de asemenea, iată ce spune, nu numai liderul de valoare echipei, ci și membrii care compun astfel de lucruri împreună se mărește numărul șanselor de izbândă. Și acum aș vrea să vedem când echipele sunt valoroase. Echipele sunt valoroase deoarece echipele implică mai mulți oameni, făcând astfel disponibile mai multe resurse. Noi toți de aici nu suntem la fel, nu suntem clonați. Fiecare suntem unicat în felul nostru. Nu putem să fim toți și să facem toți la fel. Niciunul nu poate să predice stilul meu. Nu spun că e bun sau rău, dar eu am stilul meu. Fratele Neluțu are stilul lui, fratele Iacov are stilul lui, fratele Magda are stilul lui, fiecare are stilul lui de a predica. De aia e un păcat, vă spun, e ok să mergi pe internet și să te mai uiți la predici, dar nu copia predici. Da? Povestea odată un frate slujitor din Statele Unite că cineva i-a copiat predica, nu? Și au ajuns la momentul când au zis și când am fost la Oxford și ăsta săracul nu ieșise din sat. Da, și ceilalți care l-au ascultat, pentru că copiase predica motamo. Deci nu trebuie să copiem. Dacă copiezi o predică, l-ai furt. Da? Dacă te inspiri dintr-o predică, din alta, ți-ai idei, aia e muncă de cercetare. Mă înțelegeți? Echipele sunt valoroase pentru că implică mai mulți oameni făcând disponibile mai multe resurse. Este foarte adevărat.
Adică ceea ce nu poți tu, ceea ce nu știi tu, poate poate altul. Uite, stăteam aici pe bancă și în timp ce stăteam aici pe bancă, mă tot gândeam cum să facem să iasă cât mai perfectă seara asta. Însă a venit fratele Inu cu o idee și a zis, ce-ar fi să facem asta? A fost o idee bună. A venit fratele Vasile care a ridicat, ce-ar fi să mai facem și asta? A fost foarte bun. Deci fiecare a venit cu o idee încurajatoare și edificatoare, care mie nu că n-aș fi vrut, nu mi-a trecut prin cap. Pentru că nu suntem perfecți. Echipele maximalizează potențialul liderului și minimalizează slăbiciunile. E foarte adevărat. Noi suntem imperfecți. Și eu am slăbiciuni la fel ca voi. Avem multe slăbiciuni. Dar dacă lucrăm în echipă, dacă fiecare vrea binele echipei, atunci să ai curajul și să le dai voie, să le numești subliderilor tăi, să-ți spună greșelile care le faci, să nu fii atât de irascibil, atât de supărăcios, încât să n-aibă curajul nimeni să spună, domnule, dacă ai greșit, că parcă dacă îți spune, tu sari în sus. Sari în sus, dar spun că vei ateriza greșit. Cel mai bine să asculți, cel mai bine să accepți că nu ești perfect. Și lucrând în echipă, se maximizează potențialul și se minimalizează slăbiciunile. Echipele oferă mai multe perspective asupra modului în care să fie împlinite nevoile sau atinse obiectivele. Exact ceea ce vă spuneam. Lucrând împreună, unul vede într-un fel, altul vede altfel, până la urmă punem toate lucrurile împreună și iese ceea ce este cel mai frumos. Echipele împart meritele, victoriile, dar și rușinea și eșecurile. Știți, dacă suntem uniți în slujire, atunci când obținem o victorie într-o slujbă, într-un eveniment pe care îl pregătim împreună, eveniment creștin, nu? Toată echipa se bucură. Dar în aceeași manieră trebuie să ne asumăm și responsabilitățile. În cazul în care vor fi eșecuri, rușinea o împărțim împreună. Nu? Ce mi-a plăcut la conferința pastorală care a avut loc la Sovata, mi-a plăcut foarte mult că fratele Nelu Filip, nu eu, fratele Nelu Filip de la Timișoara, președintele cultului, la un moment dat am văzut că a delegat și pe alții să conducă slujba, să facă ceva, n-a făcut singur tot. Câtă autoritate de lege, atât ați este delegată. Și acum, la un moment dat, ziceam felul următor și a recunoscut public. Eu nu le știu pe toate și am apreciat asta. Nici noi, nici eu, nici voi nu le știm pe toate. Dacă s-ar fi întâmplat, să zic, cu o greșeală, și-ar fi asumat toată echipa greșeala aceea, nu doar liderul singur. Dar dacă liderul e singur și nu mai lasă pe nimeni și el face tot, atunci să ia boburnace că merită. Echipele le cer liderilor să dea socoteală de atingerea scopului, da? Ca lider principal, dacă ai sublideri și le dai anumite segmente de care să se ocupe, da? Hai să zicem că noi organizăm acum o conferință de tineret, da? Fratele Daniel Todoran este liderul de tineret. Dacă fratele Daniel face singur tot și nu împarte responsabilități celorlalți lideri, cum credeți că va ieși conferința de tineret? O să iasă? Cum o să iasă? Până la urmă, noi românii ne descurcăm. O să iasă. Însă nu ne dorim doar să iasă, ci ne dorim să iasă foarte bine, dacă se poate. Și atunci e bine ca să le dai, vorba lui Spurgeon, decât să fac lucrarea 10 oameni, mai bine le dau la 10 oameni să lucre. Și eu să-i supraveghez. Echipele pot pur și simplu să facă mai mult decât un singur individ, ceea ce este adevărat. Nu poți căra un pietroi mare de unul singur. Dar dacă mai vin 2-3 și se bagă sub acel pietroi, îl ridică și îl duc mai departe. Piedici în calea formării unei echipe. Oare sunt ceva piedici? De ce nu există echipe de slujitori în biserică? De ce nu există lideri de tineret în biserică? Eu mă rog lui Dumnezeu ca la următoarea întrunire să fim cel puțin dublu sau tripli ca slujitori, ca și lideri în biserică. Aici, la întrunire. Știți ce mult contează un lider de tineret într-o biserică? De exemplu, noi n-am avut un lider de tineret. Am crescut într-o biserică la țară, nici nu știam ce e la lider de tineret. Habar n-aveam. Noi știam că conducătorul bisericii, conducător, venea păstorul odată la lună, că așa era pe vremea aia,
să ne dea cina și asta știam ăștia-s liderii bisericii și comitetul. Însă, pe parcurs, mi-am dat seama ce important ar fi fost să fi avut un lider de tineret. Și până la urmă, așa, dintre noi ne-am trezit unii cu capacități de lider, dar noi nu știam că suntem lideri. Eu, de exemplu, le ziceam tinerilor, haideți să mergem toți, de exemplu, pe un deal acolo, se numea Obreș, haideți să mergem toți să ne rugăm. Și toți, băieți și fete, ne urcam pe biciclete, pe jos, și aveam, și mergeam acolo, și ne rugam. Și acolo luam Biblia, dădeam un verset, dădeam două, nici nu știam că eu sunt lider. Știam că dacă îi chem, vin. Și poate că asta te și ajută, că dacă știi că ești ceva, poate mai dă și cu un duc din ala de mândrie și iar e rău. Însă, care sunt piedicile? Există piedici pe care cel rău le va ridica împotriva unității formării echipelor, folosindu-se de toate mijloacele din interiorul și exteriorul omului. Iată câteva piedici. Prima piedică este egoul. Ce este egoul? Eul. Noi tot predicăm împotriva eului, da? Ce este eul? Totalitatea însușirilor morale, psihice, care te reprezintă. Eul ăla ești tu. Despre tine vorbesc. Și eul acesta, dacă nu-l răstignim, cum zice Apostolul Pavel, nu-l punem pe cruce, ăsta ne crucifică el. Și are atâtea pretenții și din cauza lui suferim atât de mult. Bă, nu m-a băgat în seamă. Din cauza asta sunt probleme în biserică, că egoul ăsta face ravagii. Și face ravagii în cei care îl acceptă și îi face să sufere. Bă, dar eu nu-s acolo. Pe mine nu m-a anunțat. Numele meu nu l-a pus. Și încep așa niște remușcări sufletești extraordinare și niște dureri sufletești și de acolo se nasc tot felul de partide, certuri, zavistii, mânii, exact cum spune Apostolul Pavel. Când ești prea arogant, oamenii te vor respinge. Ați întâlnit oameni aroganți în viață? Hai bă, să nu spune că n-ați întâlnit. Ați întâlnit sau nu? Oameni cu care parcă nu-ți face plăcere să stai lângă ei. Oameni care te iau tot timpul peste picior. Oameni care n-ai curaj să le spui ceva. Ei le știu pe toate. Iată ce spune Kerry Walls. A învârti mai multe farfurii nu-ți mărește talentul, ci probabilitatea de a scăpa vreuna. Faptul că învârtești mai multe farfurii, dar nu-ți mărește talentul, nu ești mai apreciat, ci, din potrivă, ești mai în pericol. Filantropul Andrew Carnegie spune, este un pas mare în dezvoltarea ta când ajungi să realizezi că există și alți oameni care te pot ajuta să faci o lucrare mai bună decât poți face de unul singur. Biblia ne învață să crucificăm egoul pentru a fi eficienți în munca în echipă, pentru că oameni care sunt egoiști nu pot să se asocieze cu oameni care sunt fără acest ego. Nu se pot asocia. Ei sunt singurii ei cei mai buni, cei mai talentați, cei mai cu care nu poți să faci nimic. O a doua piedică este nesiguranța. Tot filantropul acesta, Andrew Carnegie, spune, este un pas mare în dezvoltarea ta când ajungi să realizezi că există și alți oameni care te poți ajuta să faci o lucrare mai bună decât poți să o faci de unul singur. Despre asta am spus. De asemenea, Machiavelli, un om de stat din Florența, spune așa. Prima metodă de a estima inteligența unui conducător este aceea de a privi la oamenii cu care s-a înconjurat. Și Wilson spune, nu numai că ar trebui să folosim toate creierile pe care le avem, ci și pe toate pe care le putem împrumuta. Mie îmi place foarte mult ce spune. O a treia piedică este naivitatea. Eșecurile avute în manieră să nu trezească din naivitatea ca de unul singur putem face. Eșecurile avute au menirea să ne trezească din naivitatea că de unul singur putem face tot. Astea sunt eșecurile. Când ai crezut că poți să faci totul și când ai crezut că n-ai nevoie de nimeni, ce s-a întâmplat? Bum! Ai trăit un eșec. Și știi ce se întâmplă în urma unui eșec? În loc să te trezești să zici am nevoie de o echipă de oameni cu care să lucrez, de obicei oamenii abdică, demisionează. Plec din biserica asta, nu mai vreau să fac nimic. Nu auzi cum vorbesc, dar ei vorbesc pe bună dreptate. Nu auzi ce spun,
Am încercat să fac... Și tu, într-adevăr, că ai încercat să faci cei mai bine, cei mai bun. Însă, n-ai fost înțeles. Ai lucrat de unul singur și ai crezut că poți să faci lucruri frumoase. Însă, eșecul are rolul de a te trezi din naivitate. Iată ce spune consultatul John Kagan. Dacă ar fi să iau de la capăt, aș cere ajutorul cuiva. Adică, unul care a încercat de unul singur, a dat cu capul și a zis, ok, vreau să iau de la capăt, dar acum nu mai iau singur. Nu mai vreau să fac de unul singur. Frate păstor, îți mulțumesc că m-ai pus, dar vreau să lucrăm împreună. Sau vreau să-mi dai voie să mai iau încă 2-3 cu mine care să mă ajute, că altfel nu pot să fac treabă. Și o ultimă piedică în formarea unei echipe este temperamentul. Temperamentul. Știți că există 4 feluri de temperament, da? Coleric, sangvinic, melancolic și flegmatic, da? Cum este colericul? Colericul este tipul care are un surplus de energie tot timpul. Ăștia-s buni de lideri. La ăsta, dacă nu-i dai de lucru, îți dă el de lucru. Tot timpul trebuie să-l pui să-și consume energia. Pentru că altfel, ăsta nu suportă să stea într-un loc. Ăsta este colericul. Fac treabă foarte multă. Nu se obosesc. Îs gata să tragă în jug, să rupă jugul. Fac treabă. Sangvinicul. Sangvinicul este tipul meticulos. Tipul care stă și se gândește de 3 ori până când să facă o treabă. Vorba aia, știți care e diferența între sudiști și nordiști? Între ardeleni și cei din regat? Zice că odată venea Ion și Gheorghe. Ion era ardelean și Gheorghe era din sud. Și s-au întâlnit Ion cu Gheorghe pe drum. Ion venea din pădure, cu o căruță cu lemne. Și acum îi se răsturnase căruța și stătea Ion și se uita la căruță. Și-a venit Gheorghe, sudistul. Ce faci, mă, Ion? Bine. Bă, ți s-a răsturnat căruța. S-a îmburdat. Dar știe tai că tot că s-a îmburdat căruța. Păi cum să nu știe, că-i sub lemne, zice. Înțelegeți? Păi hai repede să o ridică. Ăsta e sangvinicul. Sangvinicul este un tip care stă să calculeze foarte bine fiecare pas, fiecare moment și apoi dă un răspuns. Melancolicul. Melancolicul este tip care totdeauna se plânge. Ați întâlnit melancolic. Și dacă îi merge bine, el se plânge. O câștigat o grămadă de bani luna asta. Cum-i, frate? Bine, dar s-ar putea și mai bine. El niciodată parcă nu-i mulțumit. Tot timpul. Și e foarte greu când ai, de exemplu, un comitet, oameni care sunt melancolici. Pentru că tot timpul tu trebuie să ștergi lacrimi. Și dă Dumnezeu, deci tu ești un temperament coleric, ăștia foarte greu se împacă. Și flegmaticul. Flegmaticul e tipul care nu-l interesează de nimic. Nu-l interesează că plouă sau ninge afară, nu-l interesează că i-o căzu haina, nu-l interesează. Pur și simplu ăștia sunt așa oameni care nu-l interesează de nimic. Avem nevoie de fiecare temperament într-o echipă. Pentru că colericul uneori trebuie frânat. Cine îl va frâna pe coleric? Sangvinicul. Avem nevoie de sangvinic pentru ca să mai scuture flegmaticul și să zică, bă, trezește-te, nu te întârzia la ședința de comitet, nu te întârzia la tineret, vino-mă mai repede. Avem nevoie de toate aceste temperamente ca să putem să facem o treabă cât mai bună. Cum putem forma o echipă unită? Unitatea este puterea oricărei echipe. Fără unitate, totul se prăbușește, după cum a spus Iisus Hristos. O cetate dezbinată împotriva ei nu poate dăinui, da? Iată ce spune primul lucru care trebuie să ții cont atunci când vrei să-ți formezi o echipă unită, să stabilești o viziune clară. Știți de ce bisericile merg din inerție acum? Sau tinerii nu vin la tineret? Pentru că noi nu avem o viziune clară. Dacă este să mergi acasă, să-ți întrebi păstorul, frate păstor, poți să-mi spui ce viziune ai de acum în 5 ani la biserica asta? Cum crezi că va arăta biserica asta de acum în 5 ani? Tinerii ăștia care acum sunt de 6 ani, în 5 ani cât vor avea? 11 ani, da?
Ce o să fie cu tinerii ăștia când o să fie de 11 ani? Cum o să arate? Ce o să faci cu ei? Tinerii pe care îi aveți acum de 16 ani, în 10 ani de acum, o să fie de 26 de ani. Ăștia unii se căsătoresc. Le va rămâne în amintire ceea ce ați făcut cu ei la tineret. Și peste ani o să-ți culegi rodul care astăzi îl semeni. O să vină și o să zică, mulțumesc frate că atunci când veneam la tineret, uite, m-ai ajutat. Poate chiar că vi s-a întâmplat. Dar stabileșteți o viziune clară. Spune clar, uite, anul ăsta, dragi tineri, vrem să facem asta. Avem o viziune. Uite ce vreau. Vreau să învățăm Noul Testament. Vreau să citim, să facem studiu unei cărți din Noul Testament. Vrem să ieșim, să facem niște ieșiri acolo, acolo, acolo. Vrem să facem o tabără de tinere. Vrem să facem... Dar stabileșteți o viziune ca tinerii să știe la ce să se aștepte. Altfel, necazul unei călătorii fără nicio țintă e că nu știi când ajungi la destinație. Mergi, dar unde mergi? Nu știu. Vorba aia, bade, mă duc bine înainte. Bine, bine, zice, du-te. Păi normal, că el înainte mergea. Iată ce spune John Welch, director executiv al companiei GE, General Electric. Le-a spus angajaților săi că toate departamentele GE care nu puteau ocupa primul sau al doilea loc de pe piața din domeniul lor, trebuie să părăsească GE-ul. E băgat în priză. Vreți să vă plătesc bine? Stabiliți viziune. Și dacă nu aveți o viziune și nu câștigăm, vă dau afară. Sigur că sunt. Un al doilea lucru care vreau să îl stabilez, care vreau să îl subliniez, analizează bine situația. Când o lucrare nu merge, trebuie să găsești cauza, nu efectele. De obicei noi ne plângem de efecte, însă nu înlăturăm cauza. Când te doare o măsea, ce trebuie să faci? Te duci la medic, nu? Medicul stabilește cauza durerii. Poate e un nerv, poate e un curent, poate e o infecție. Și până nu se înlătură cauza, nu dispar efectele. Tot acolo rămâne durerea de măsea. Ei, în aceeași situație este și în biserică. În biserică poate să existe probleme, dar nu problemele în sine sunt problema, ci cauza care generează acea problemă sau probleme. Aia e problema. Până nu înlături cauza, nu dispar efectele. Analizează bine o situație. Membrii echipei vor face sacrificii pentru a îndeplini scopul. Dacă cunosc bine direcția de mers. Dar dacă nu cunosc bine direcția de mers, nu o să-și atingă nici scopul. Evaluează resursele necesare. Este un lucru bun să țintești cât mai sus, dacă ai suficientă muniție. Ce înseamnă asta? Nu aștepta să faci lucruri spectaculoase dacă ai, de exemplu, nu ai 200 de tineri. Tu ai numai 50 de tineri sau 15 tineri în biserică. Nu aștepta să faci lucruri spectaculoase cu 15 tineri pentru că sunt puțini. Așteaptă-te și fă ceea ce poți cu 15 tineri, cu 10 tineri, cu 50 de tineri. Ce ai, folosește la maxim. Expertul nu este cel care face din lucruri gata anumite lucruri. Cel care face, dacă se poate, din lucruri de nimic. Face lucruri de valoare. Dumnezeu a făcut lumea din nimic. Pune oameni potriviți la locuri potrivite. 1 Corinteni 7:17. Știți ce spune Biblia acolo, da? Fiecare să stea la locul lui. Știi ce mult contează? Na, dacă pui un melancolic să fie lider de tineret, fii sigur că tot timpul vei avea probleme. Pentru că melancolicul tot timpul te va suna și se va plânge. Frate păstor, asta, frate, până la urmă, ești atâta de sătul de când vezi telefonul, îți vine să... Nu știu ce să faci cu telefonul, nu cu el, că cu el... Na. Oamenii potriviți la locuri potrivite. Dacă unul e bun să cânte, nu-l pune să predice. Pune-l să cânte. Dacă e bun și la predică, slavă Domnului. Contează foarte mult. Iată câteva lucruri. Ce se întâmplă atunci când punem oameni nepotriviți în locuri care ar trebui să fie potrivite? Persoana nepotrivită în locul nepotrivit, știi ce înseamnă?
Regres. Și puteți să scrieți acolo pe notițe dacă aveți spațiu. Persoana nepotrivită în locul potrivit înseamnă frustrare. Vei fi tot timpul frustrat. Persoana potrivită în locul nepotrivit înseamnă confuzie. Persoana potrivită în locul potrivit înseamnă progres. Țineți minte, vă rog, lucrurile acestea. Deci, încă o dată, persoana nepotrivită în locul potrivit înseamnă regres. E o persoană nepotrivită, dar îl pui într-un loc potrivit, regres, adică mergi în spate. Persoană nepotrivită în loc potrivit înseamnă frustrare. Persoană potrivită în loc nepotrivit înseamnă confuzie și persoană potrivită în loc potrivit, progres. Următorul lucru. Oameni potriviți în locuri potrivite înseamnă multiplicare. Și la asta vă doresc să aveți succes. Acum un alt lucru care o să-l discutăm, importanța comunicării în echipă. Contează foarte mult să comunicăm. Comunicarea este cea care ne ajută să legăm sau să rupem relații, da? Dumnezeu ne-a creat pe noi cu mijloace de comunicare, da? Comunicăm verbal și comunicăm non-verbal. Comunicarea verbală e comunicarea prin cuvinte, da? Ceea ce fac eu acum cu voi, comunic verbal. Știți ce faceți voi cu mine? Comunicați non-verbal, fără cuvinte. Comunicați prin mimica feței, da? După fiecare față, fiecare față îmi transmite un mesaj. Comunicați prin gesturi, da? Contează, te uiți la cineva zâmbind sau te uiți la cineva încruntat. Contează foarte mult. Comunicați prin îmbrăcăminte, contează foarte mult. Cât de mult dai valoare prezenței lui Dumnezeu și importanța de a fi în prezența lui Dumnezeu, prin felul cum te îmbraci. Nu te duci în prezența lui Dumnezeu cum mergi la sport, da? În pantaloni scurți și în tricou și în Adidas. Ci în prezența lui Dumnezeu te duci ca în prezența unei somități, ca în prezența unui reverențe, cu reverență, nu? Ca în prezența unui împărat, rege și așa mai departe. Mergi cu reverență. Comunicarea între lideri și membrii echipei contează foarte, foarte mult. Iată câteva lucruri de care trebuie să ținem cont atunci când comunicăm cu echipa. Contează foarte mult cum comunici cu soția, cum comunici cu prietenii, cum comunici în biserică, cu comitetul și așa mai departe. Primul lucru de care trebuie să ții cont, fii clar în comunicare. Da? Fraților, știți ce mult contează să comunicăm clar ce avem de comunicat? Nu știu care poet român spune, parcă e o poezie, frate drag ce auzi cuvântul care ți este dat de sus, spune simplu ce ai de spus, că și ciocârlia cântă numai cum i-a dat de sus. Ceva în genul ăsta. Îmi place, știi poezia? Ioanidii, da? Deci, clar să spui ceea ce spune. Nu spune lucruri cu două înțelesuri. Lucruri la care oamenii pot să tragă concluzia sau să facă cam ce le pică lor bine. Fii politicos. Nu te adresa în mod obraznic. Nu-i jigni. Nu vorbi cuvinte jignitoare la adresa lor, perisabile. Nu fii bulevardist. Fii consecvent. Când apuci o lucrare să o faci, fă-o într-un mod consecvent. Ține-te de ea. Fii onest. Când vorbești și spui anumite lucruri, americanul zice, be honest. Adică, fii sincer. Am văzut comunicarea între lideri și membrii echipei, dar haideți să vedem comunicarea între membrii echipei și lideri. Trebuie și membrii echipei să fie sinceri cu liderul sau nu trebuie să fie? Trebuie să fie sinceri în comunicare? Păi dacă am oameni în comitet care nu sunt sinceri cu mine în comunicare și care mă trădează și care nu sunt honest, nu sunt corecți, ce se întâmplă? O să-mi pierd încrederea în echipă. Să fie deschiși în comunicare. Să aibă curaj să spună ceea ce au în suflet.
Să nu trebuiască să spună pe la colțuri, prin alte părți. Să fie respectoși, de asemenea și ei în comunicare. Nu vă jigniți unii pe alții, ne îndeamnă Biblia. Într-o traducere, nu știu ce am făcut. Într-o traducere mai nouă. Da? Iată ce spune Charlie Brower. Puțini oameni au succes dacă ceilalți nu ți-l doresc. Într-o echipă care își dorește să fie de succes, toți membrii echipei trebuie să comunice pentru binele tuturor. Aceasta presupune existența următoarelor calități. Să fie de caracter membrii care compun echipa. Comunicare sinceră. Contează să fie oamenii de caracter? Păi dacă îți iei oameni fără caracter în echipă, îți dai seama ce viitor o să ai. Iată ce spune Martin Luther King Jr. Trebuie să învățăm să trăim împreună ca frații sau vom pieri împreună ca nebunii. Avea mare dreptate. Să fie gata de a-i ajuta pe alții. Acea echipă care ți-o formezi să fie întotdeauna deschiși în a-i ajuta pe alții, să aibă o comunicare constructivă. Să trăiască în prezent, uitând și iertând din trecut rănile pricinuite de colaboratori. Comunicare reală, da? În munca noastră pe care noi o depunem, s-ar putea uneori să se întâmple următorul lucru. Nefiind perfecți, unii din echipă să ne jignească, fără să-și dea seama, sau în mod voit, nu știu, dar se poate întâmpla. Cea mai mare virtute pentru un creștin este să poată ierta. Iată ce spune Bob Ruth. Poți să ai cele mai mari staruri din lume în grup. Dacă aceștia nu joacă împreună, grupul nu valorează 2 bani. Dacă nu mergi spre aceeași țintă, și avea mare dreptate. Succesele și eșecurile echipei. Inevitabil, echipa va trece prin ambele situații. Dacă echipa câștigă, moralul ei este ridicat, acest lucru mărește toate lucrurile pozitive care îi se întâmplă echipei. Vezi că din nou s-a. Iată importanța unui moral ridicat într-o echipă. Am vrea să vorbim puțin despre ce se întâmplă atunci când moralul este ridicat. Moralul unei echipe. Știți că uneori echipa își poate pierde moralul, își poate pierde curajul, își poate pierde pasiunea. Zice, bă, nu mai are rost să mai facă, nu merge. Am fost la tineret, dar nu mai venit tineri. Ăla care trebuia să cânte nu mai venit. Când vine ăla care trebuie să cânte, nu vine ăla care trebuie să dea îndemn. Și până la urmă ajunge într-un eșec. Iată câteva tipuri. Moral amplificator. Echipa optimistă pentru că are victorii. În momentul când echipa obține victorii după victorie, moralul este amplificator, echipa este încurajată. Moralul ascensor. Performanța oamenilor urcă la un nivel nou. În momentul când ai succes, în momentul când o lucrare îți este atinsă, un țel îți este atins, atunci crește moralul echipei. Marele stimulator. Este o echipă energică. Marele distrugător poate învinge orice situație dificilă. Când moralul echipei este ridicat, când știi să ții moralul echipei ridicat, să nu-i lași niciodată să devină pesimiști, ci să fie întotdeauna optimiști. Nu există lucru pe care să nu-l poată trece. Nu există obstacol pe care să nu-l poată sări. Și marele eliberator, avântul de a lua noi proiecte în piept. Vedeți, în proiectul care l-am făcut, vi s-a părut. Nu-i așa, liderul trebuie să fie un optimist. Vi s-a părut că nu o să-l atingem. Dar uite că l-am atins. Deci putem face lucruri și mai mari. Când ai un astfel de moral, amplificator, ascensor, stimulator, care trece peste obstacole, numit distrugător și eliberator, ai o echipă de succes. Dar să vedem cele 4 etape ale moralului. Bine ar fi să fie totdeauna cu moralul ridicat echipa. Însă există moralul slab. Și în moralul slab nimic nu e mai neplăcut decât să fii într-o echipă în care nimeni nu vrea să fie acolo. Ați întâlnit oamenii ăștia? Frate, eu n-am vrut să fiu un comite, doar tu m-ai pus. Oameni care nu vor să fie, nici nu-i puneți. Pentru că nu mă vă dau probleme. O astfel de echipă este pesimistă, letargică și fără speranță. Dacă ai o astfel de echipă, atunci fă următoarele. Investighează situația. Ocupă-te de ceea ce echipa ta face greșit. Depistează cauza insuccesului.
Păi de ce echipa mea are un moral slab? N-are un moral ridicat. Toți sunt deznădăjduiți. Și până la urmă asta mă afectează și pe mine ca lider principal, că nu mai am nicio chef să fac nimic. Depistează cauza. Generează încredere. Apropie-te de ei, la fel cum a făcut-o și Iisus, și încurajează-i că pot mai mult. A căzut Petru. Au fugit ceilalți. Însă a venit o zi a întâlnirii la Marea Tiberiadă. Când Iisus i-a chemat la țărm și au avut o masă, un prânz împreună. Au venit momentul când s-a dus în mijlocul lor după ce înviase, ei nu știau că este viu. Și le-a zis pace vouă, le-a ridicat moralul și le-a generat o încredere. Inspiră energie. Fii energic în ceea ce faci. Dacă tu nu ești, atunci cum va fi echipa ta? Dacă tu nu ești energic. Oferă speranță. Membrii echipei au nevoie de speranță. Știți ce spunea Napoleon Bonaparte? Liderii sunt datori, dătători de speranță. Liderii sunt dătători de speranță. Și asta trebuie să fie un lider. Dacă liderul nu e un dătător de speranță, e unul care... Atunci îți dai seama cum va fi biserica. Iată moralul scăzut a liderului. Moralul scăzut a liderului să facă lucruri productive. Oferă un model de comportament. Dă-te exemplu. Fii un exemplu pentru echipă. Dezvoltă relații cu oamenii. Știi, ca și lider trebuie să fii un om comunicabil, un om care să te duci, nu vor veni oameni spre tine, nu te aștepta, du-te tu la ei și spune-le, pace frate, ce faci, pace soră. Tinere, de ce nu vii, Vasile, Maria, Petru, Ioan, nu știu cum le mai cheamă, de ce nu veniți la tineret? Care-i piedica? Dezvoltă relații cu oamenii, știi, mai mult contează să ai relații de prietenie cu oamenii decât să ai numai niște reguli, după care să mergi și să le impui și să le spui, asta trebuie să faci. Planifică-ți victorii mici și câștigă-le împreună cu echipa. Nu poți câștiga victorii mari, că n-ai cu cine. Îs puțin. Dar cu ăștia puțin, planifică-ți niște victorii mici ca să-ți încurajezi echipa. Comunică viziunea. Știți ce mi-a spus mie un păstor? Nu vă spun cine e păstorul respectiv. Dar eu eram chiar tânăr în America. Am început o biserică acolo și aveam, cred că, 2 ani de pastorație cu acea biserică. Și mi-a spus păstorul în felul următor, zice, auzi, niciodată să nu știe nimeni ce vrei să faci. Cu alte cuvinte, să fii inopinant. Numai, nici comitetul să nu știe ce vrei să faci. Numai, bum, la comitet să le spui ce vrei să faci. N-a lucrat treaba asta. Comunică-ți viziunea. Moralul moderat. Liderul trebuie să facă lucruri dificile. Iată câteva. Să faci schimbări care fac echipa mai bună. Ai pe unul în echipă care numai te încurcă, nu-ți fie frică să-i spui mulțumesc frumos, în mod elegant, scapă-te de el. Pentru că nu te ajută. Îți va fi ca un spin, ca un ghimpe, care tot timpul te încurcă, nu te ajută să progresezi. Să beneficiezi de acceptarea membrilor echipei, adică și ei să te accepte. Dacă nu te acceptă ei, nu mai sta acolo. Mai bine dă-le mâna și spuneți fraților, descurcați-vă fără mine. Să transmit devotament, să vadă că pun suflet, să vadă că mă consum. Să dezvolți și să-ți echipezi membrii echipei pentru succes. Trimite-i la școală, la seminar aici, ca să învețe Biblia. Trimite-i la cursuri undeva în țară unde ajungi. Trimite-i într-o tabără, pentru ca să-și dezvolte și ei aptitudinile pentru slujire. Moralul ridicat. Liderul trebuie să facă lucruri mici. N-are de făcut lucruri mari liderul, doar niște lucruri mici pentru echipă. Menține interesul echipei concentrat asupra evoluției ei. Fă ceva să nu se plictisească de ceea ce faci. Schimbă, mai schimbă lucrurile. Știți când mergeți în magazin, nu știu dacă ați observat. Cel puțin în America asta se întâmplă. Mergem la Dedeman. În America se spune Home Depot. Și mă duc la Home Depot cu încredere, mă, eu știu că cuiele și ciocanele și toate trebuie să fie pe linia asta, pe raftul ăla de la mijloc și când mă duc acolo, nu-s acolo, mă. Ăștia le-au schimbat. De ce credeți că le schimbă? Ele schimbă în mod voit, psihologic.
pentru ca să evite monotonia și pentru ca să te facă să mai te uiți și la alte lucruri în magazin. Și vrând nevrând, mergând prin magazin și văzând și anumite alte lucruri, ești tentat să le cumperi. De aia se fac schimbări, să evite monotonia. Înlăture orice dușman al moralului. Orice dușman care îți poate afecta moral, păcate, lucruri mici care infiltrează, bârfe, vorbiri de rău, înlăturile. Permite și altor lideri să conducă. Din când în când mai dă-te la o parte și mai pune și pe ei să conducă și tu stai să vezi cum conduc și alții. Dă-le voie să crească. Cum să investești în echipa ta? Liderul chemat să investească în echipa sa, Iisus Hristos, a investit în ucenici. Iată 10 pași pentru a investi în echipa ta. Și vă rog să vi-i notați. Primul pas, ia decizii de a forma o echipă. Du-te acasă, de n-ai echipă la tineret, ia decizii în mod urgent de a forma o echipă. Asta înseamnă consacrare. Și acolo sunt câteva versete biblice. Nu le-ai mai trecut. Le aveți acolo în mapă, da? Aveți? Așa, mulțumesc foarte mult. Matei, capitolul 10, de la 2 la 4. O să vă rog să studiați acasă, pentru că ne apropiem de final și vreau să trec mai repede peste acestea, dar le studiați acasă. Matei 10, capitolul 10, de la versetul 2 la versetul 4. Strânge cea mai bună echipă cu putință, Fapte 6 cu 3. Ce spune acolo? Alegeți dintre voi 7 bărbați, vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și așa mai departe. Fapte 6 cu 3. 3. Fii gata să plătești prețul pentru dezvoltarea ei. Ioan 13 cu 21. Iisus a plecat și le-a spălat ucenicilor picioarele, da? Le-a spus ce va face pentru ei. Faceți lucruri împreună cu echipa. Matei 14, 13 la 21. Împuternicește pe membrii echipei cu răspundere și autoritate. Luca 9, 1 la 25. Recunoaște contribuțiile personale la succesul echipei. Ce spune Mark Twain? Poți să trăiești 2 luni dintr-un compliment bun. Atunci eu mă întreb, dintr-o vorbă dură, cam câte luni suferi? Urmărește să vezi dacă investiția făcută în echipa ta merită. Isaia 5:3 cu 11. Nu mai investi în membrii echipei care nu cresc. Ioan 6 cu 70. Nu v-am ales pe toți cei 12, zice Iisus? Cum de unul din voi un drac? Cât a investit Iisus? Și totuși, drac a rămas. Creează noi oportunități pentru echipă. Fapte 1 cu 8 și 10. Dă echipei cea mai bună șansă de reușită. Matei 28, 19 la 20. Notați-le toate acestea pentru că sunt importante pentru echipă. Pentru a-ți forma echipa. Acum aș vrea să mă duc spre încheiere. A ne aduna la oaltă e un început. A rămâne la oaltă e un progres. Dar a munci împreună este un succes, spunea James Hunton. Și avea mare dreptate. Aș vrea să vă mulțumesc foarte mult pentru răbdare, pentru prezență. Frate Daniel, mulțumesc. Pentru sacrificiu care l-ați făcut în a fi în această dupămasă împreună. În speranța că acest studiu o să vă ajute în lucrarea cu tinerii. Vă doresc succes și dacă o să parcurgeți acești pași, cel puțin unul din aceste puncte care le-am enumerat aici, mă rog din toată inima Dumnezeu să vă ajute și să vă binecuvânteze.